Binecuvântat să fie Dumnezeu că și în această dimineață suntem aici oameni care suntem lucrarea lui Dumnezeu. Suntem lucrarea Tatălui și e atât de important să te identifici cu Marele Creator, să arăți în fiecare zi că tu ești construit de o mână măiastră, că ești Fiul Dumnezeului cel atotputernic și mă rog din toată inima așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Dragii mei, aș vrea să vă citesc câteva versete în această dimineață din 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 20, un cuvânt al lui Dumnezeu care în această dimineață, în auzul urechilor noastre, spune în felul următor. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților, adică viața. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, în dimineața aceasta, după cântările frumoase, după momentele de închinare binecuvântate de Dumnezeu, preț de câteva minute vrem să stăm în jurul Evangheliei. Credem că Dumnezeu și în dimineața aceasta poate să vorbească inimilor noastre. Înainte de orice predică, orice predicator are o frământare. Și te frămânți, mă, subiectul e bun, îl schimb, nu-l schimb, găsesc altceva, mă adaptez altfel. Mereu stai atent la ce se cântă, la ce se spune și cauți o agățătoare ca să poți să cimentezi în inimă și în minte mesajul pentru momentul respectiv. M-a pus pe gânduri în dimineața asta o remarcă făcută de Cristi, spunând mai devreme că a fost marcat de simplitatea unei cântări. Că e foarte adevărat. Generația asta noastră e cea mai bună la a complica. Știm să filozofăm, știm să complicăm, știm să le sucim pe toate părțile. Dar de fapt Dumnezeu, într-o simplitate impecabilă, divină, a transmis oamenilor că iubește și a dovedit asta tot într-o simplitate extraordinară. Pentru că în dimineața aceasta stăm la masa Domnului și masa Domnului e o aducere a minte, e o comemorare, o pomenire a ceva și a cuiva. Și Biblia vorbește și ne spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, să vă aduceți aminte, să comemorați. Și ceea ce noi trebuie să ne aducem aminte e atât de simplu, dar atât de profund. Atât de simplu, dar atât de profund. Pentru că în momentul în care stăm în dimineața aceasta și ori de câte ori stăm la masa Domnului, cu bucățica de azimă în mână, cu păhărelul cu rodul viței, simbolizând trupul și sângele Domnului, avem datoria împinși de Biblie să ne aducem aminte de ceva. Să ne aducem aminte că suntem în contextul ăsta datorită faptului că cineva a venit să ne dea viață. Biblia spune, cine nu mănâncă nu are viață. Adică, în momentul în care stai la masa Domnului, mâncând și bând din trupul și sângele Domnului, așa cum Dumnezeu cere, în acel moment intră viață din Dumnezeu în om. Cu toate că poate unii de o bună bucată de vreme, și vorbesc la un plan general, aleg și spun ei, nu-s pregătit nici de data asta, nu-s pregătit nici de data asta, mai trebuie să mai fac ceva, uită că de fapt, ei în acel moment nu mai au viață din Dumnezeu. Dar în momentul în care noi stăm cu acea bucățică de azimă, cu rodul viței, suntem conștienți că suntem într-un astfel de moment datorită faptului că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să ne dea viață. Dar trebuie să ne aducem aminte de ceva.
Permiteți-mi să intrăm într-o călătorie relativ scurtă, cu puține detalii, dar care cu siguranță va face mintea noastră să-și aducă aminte de mărețele momente, ba mai mult de importantele momente trăite de Iisus Hristos ca noi să avem viață și în momentul în care stăm la cină să putem să stăm gândindu-ne la măreața lucrare a lui Iisus Hristos. Vă citeam în dimineața aceasta așa: dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți, atenție, vor învia în Hristos. Adică, dacă vrei să ai viață din Hristos, dacă vrei să primești viață din Hristos stând la masa Lui, va trebui să știi, să înțelegi și să-ți aduci aminte de ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Pentru că la un moment dat s-a pus în scenă, în nenumărate filme, despre viața Domnului Iisus Hristos, despre ce s-a întâmplat, despre ce a făcut, despre cum a trăit, despre de ce a ales anumite aspecte. Și toate astea, dragii mei, și Biblia, într-un mod impecabil, este ca să-ți aduci aminte. Repet, vreau să subliniez aspectul ăsta. Când stai la cina Domnului, peste câteva minute, vom sta la masa Domnului, ne vom gândi la jertfa Domnului, conștient că mâncând și bând din trupul și sângele Domnului, noi primim viață. Cât de mulți astăzi, în generația aceasta de oameni, nu mai au viața aceea care produce entuziasm, nu mai au bucuria aia extraordinară care te ajute să treci prin încercările vieții, nu mai au acel entuziasm care să rămâi cu demnitate când viața, într-un fel sau în altul, te-ar prăbuși, pentru faptul că nu mai e viață din Dumnezeu. Când e viață din Dumnezeu, lucrurile merg la foc automat. Când e viață din Dumnezeu, nu te poate opri nimic. Când e viață din Dumnezeu, așa au zis apostolii, noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, dar nu-i fain să iei bătaie, nu-i fain să stai în lanțuri, nu-i fain să te biciuiască alții, nu-i fain să te scui pe alții și cu toate astea să stai tu bucuros. Bă, cum arată bucuria aia voastră? Dar de voi cum de vă puteți bucura? Că generația anului 2023 și nu numai, au devenit o generație de sensibili, de mofturoși, mereu întorși pe dos, dintr-o dată nu mai pot să mai zâmbească, dintr-o dată nu mai poți să mai aibă bucurie, dintr-o dată se strică relațiile, dintr-o dată se duce cheful de rugăciune, dintr-o dată omul nu mai vine la biserică. De ce? Pentru că în momentul în care nu mai intră viață din Hristos într-un om, diavolul prăbușește sistematic, omul nici nu-și dă seama, devine o ruină umblătoare și atât. În momentul în care n-ai viață din Hristos, viața e super chinuitoare. În momentul în care nu mai ai bucuria lăuntrică care să facă inima să vibreze, în momentul în care la cântare nu mai simți nimic, la rugăciune nu mai simți nimic, relațiile le ții cu greu și acolo sunt șubrede și pe cale să se rupă, pentru că tot ce nu vine din Dumnezeu e moarte. Că dacă nu e viața lui Hristos, e moartea diavolului. Că dacă nu-i lumină, e întuneric. Că întotdeauna în viață omul trebuie să fie foarte atent la aspectul ăsta. Da, suntem oameni care ne-am învățat să spălăm exteriorul. Fac asta nu ca o critică, doar ca o remarcă. La un plan general suntem oameni care am învățat să spălăm exteriorul. Știm să arătăm impecabil. Ca unul din prietenii mei care era întotdeauna lăudat, care are o mașină impecabilă. Unii îl și lăudau și spuneau ei, bă, dacă vrei să cumperi mașină, să o iei de la ăla. Uite cum arată mașina lui. Impecabilă. Trecea pe stradă, era la polișat cam de două ori pe an. Îți făceai freza în ea. Era impecabilă. Eu am urcat la el în mașină, când m-am văzut ce-i în ea, m-am șocat. Semințe, coș de alune. Dezastru planetar, ridic la un moment dat de covoraș, Kinder Bueno, pus acolo pe ăsta, copii, ciocolată. Bă, mă uit și zic, bă, vorbesc serios? Păi tu ești lăudat că arăți impecabil, că toți vor să cumpere mașina de la tine. Cât de bine o întreții tu! Nu e așa, dragii mei, că deseori știm să ne ducem la spălătoria vieții din ceea ce înseamnă exteriorul, știm să dăm bine, să arătăm foarte... Alergăm atât de tare să nu cumva să fim pătați în imagine. Vine câte unul și zice, bă, o zis ăla, cum să-l oprim? Că ăla, uite, ne pătează, îmi zice din noi, face, scrie comenturi urâte pe YouTube și nu știi cum să faci, zero!
Păi poate să scrie cine vrea, poate să zică ce vrea. E mai important exteriorul, eu cu Hristos, să am viață din Dumnezeu, prin bucuria care aduce viața lui Hristos, să-L iert pe ăla care n-are ce face. Și ia că îi fac și o satisfacție, am plictiseala lui să mă bage și pe mine în povestea lui. Păi dacă te plictisești, te ajut eu. Mai zic ceva. Pentru că, dragii mei, când ai viață din Hristos, bucuria lăuntrică nu se strică de nimeni și nimic. Când ai viață din Hristos, bucuria lăuntrică vibrează întotdeauna. Când ai viață din Hristos, bucuria lăuntrică te face să cânți, să te rogi, să asculți, să citești, să te duci să faci o faptă bună, te face să mai ai atitudini frumoase și impecabile. Bucuria lăuntrică e atât de importantă. Și asta vine în urma vieții pe care Hristos o lasă în oameni. În momentul în care stai la masa Domnului, așa cum trebuie, Hristos pune în viață în tine. Dar El, ca noi să avem viață, și țineți bine minte, a trebuit să parcurg un drum de care noi trebuie să ne aducem aminte. Ca noi să avem viață, știți cum zicem noi părinții? Ajunge copilul mare la facultate, pe picioarele lui, îl vezi la un moment dat mare țanțoș. Știi ce zice părintele? Ca tu să ajungi aici, eu am trudit. Ca tu să ajungi aici, eu am plâns mult pentru tine. Ca tu să ajungi aici, eu am tras de la cură să ai tu bani la facultate. Ca tu să ajungi aici, să am plătit chiria, cu toate că am rămas noi fără alte facturi plătite, știi? Ca tu să ajungi aici, noi am făcut ceva. Când stai la masa Domnului, trebuie să te gândești. Sunt în biserică, am o perspectivă formidabilă raiului Dumnezeu, sunt aici pentru că Hristos a făcut ceva. Ca noi să avem viață, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a dedicat și s-a implicat într-un mod extraordinar. Lucruri de care noi trebuie să ne aducem aminte atunci când stăm la cină. Și intrăm într-o scurtă călătorie. Ca noi să avem viață, Hristos se duce în Ghețimani. Și plecăm în povestea noastră din dimineața asta cu Ghețimani. Nu a fost grădina Eden aia impecabilă, așezată, liniște, păsărele, atmosferă perfectă. Ca noi să avem viață, Hristos a trecut și prin Ghețimani și a fost o atmosferă foarte sinistră. S-a întristat atât de tare, sudorile de transpirație se prefac ca și în picături mari de sânge. Întristarea era atât de puternică în inima umană. Hristos se trage deoparte și alege să meargă și prin Ghețimani. Atenție, de asta să vă aduceți aminte. Pentru că avem viață, pentru că Hristos a ales să meargă și prin Ghețimani, pentru că Ghețimani a fost locul unde Iisus Hristos a acceptat voia Tatălui. Acolo, în inima umană, în mentalitatea umană, o zis: tată, paharul ăla e dezastros. Facem cumva să nu-l beau? Simte mai apoi peste el o prezență aparte. Iisus, tu te-ai dus cu un scop bine definit, ca să le dai viață la oameni. Și ca să le dai viață la oameni, tu trebuie să iei toată mizeria lumii. Și tu trebuie să elimini toată mizeria lumii. Tu trebuie să fii acela care să bei paharul. Da, e foarte amar. Da, e greu de băut. Și la un moment dat Iisus acceptă și spune în Ghețiman: tată, nu cum voiesc eu. Dar de ce? Pentru că vreau ca și generația anului 2023 să aibă viață și atunci cum dorești tu? Când stai la masa Domnului cu bucățica de azim în mână, cu rodul viței, să nu uiți, Hristos, de aia ai viață, pentru că a ales voia Tatălui. Ce mare har să știi că Iisus Hristos n-a respins voia lui Dumnezeu ca să nu ne mai includă și pe noi. Că Iisus Hristos a ales voia Tatălui ca și noi să fim incluși aici. Momente atât de complicate acolo în grădină. Știți, erau atmosfere diferite. Aprozii executau niște ordine, îi purtau ciudă la Iisus, că erau mai mari din ăia care aveau un pic de vază, ziceau: nu-l suportăm. Și au venit aprozii cu ciomege: bă, ce-i cu voi? Păi ne-au dus ăștia să vinim să-l prindem. Ucenicii, somn. Iuda, număra banii. Bă, ce atmosfere la poluri opuse! Hristos se ruga undeva într-un colț: tată, ajută-mă, voia ta trebuie să fie în viața mea.
La un moment dat, Petru scoate sabia din teacă, îi taie urechea lui Malcu și Iisus zice: Petre, știi ce am făcut eu mai devreme? M-am rugat să accept voia Tatălui. Bagă sabia la loc. Nu e așa că atunci când vin conjurat, parcă te și simți bine când cineva ți-a apărarea? Bă, ok, pleci cu ei, dar măcar să nu tragă de tine. Măcar să nu te zgârmânească, să nu te scuture tare. Ăștia au venit, au pus mâna pe Iisus, veți vedea la un moment dat în Evanghelie arată, Iisus a fost legat. Bă, dar de ce legat? Stați un pic. Bă, ce-a făcut așa de grav? Dar toate astea ca noi să ne aducem aminte că Iisus Hristos a acceptat voia Tatălui. Ca să poți să primești viață când stai la masa Domnului, pe lângă faptul că ți-aduci aminte, trebuie să adopți aceeași atitudine de acceptare a voii Tatălui în viața ta. Când omul nu mai e gata să accepte voia Tatălui în viața lui, poate stă la masă, dar nu coboară viața. Ca noi să avem viață, Hristos a acceptat voia Tatălui. Ghețimani a fost locul unde Iisus Hristos a acceptat voia Tatălui. Îl iau pe Iisus Hristos de la Ghețiman și merge mai departe și îl duc la Gabata. Să-ți aduci aminte, după ce ți-aduci aminte de Ghețiman, să-ți aduci aminte și de Gabata. Au continuat momentele dezastroase ca eu, dumneavoastră, noi în dimineața asta, să ne aducem aminte că cineva a răbdat ca noi să avem viață. V-am spus, în grădină unul număra bani, alții executau ordine ciudate, alții dormeau, Iisus întristat de durere, dar acceptând voia Tatălui, îl iau, pune urechea lui Malhu la loc, stai un pic, nu i-o lua jos, lasă-l să audă cu amândouă, ia Malhu, fii fericit. Îl iau ăștia, îl pun, îl leagă și pleacă cu el. Ajung la Gabata. Când stați la masa Domnului, să vă aduceți aminte și de Gabata. Și ascultați un moment și un loc atât de ciudat. La Gabata l-au luat pe Iisus Hristos, l-au legat de stâlpul rușinii. Așa era numit stâlpul ăla. Era stâlpul rușinii, îl lor legat de un stâlp și au început să-i dea zeci de lovituri. Nu era o palmă, nu era o vorbă jignitoare, bă, ce față ai. Nu era o chestiune peste care treci cu ușurință, au fost zeci de lovituri, 40 de lovituri, una după alta. Cei mai mulți mureau. Pe la 30 și ceva de lovituri își dădeau Duhul. Ultimele lovituri la cei mai mulți erau cu Duhul din ei plecați de viață. Plezneau organele în ei, durerea aia insuportabilă. Acele biciuri romane cu cârlige de plumb în vârf care smulgeau carnea din tine. Când stai la masa Domnului să-ți aduci aminte că cineva a suferit stâlpul rușinii fără să-l merite, ca generația asta să poată să mai stea cu demnitate, să mai stea la masa Domnului să primească viață și apoi cu viață din Dumnezeu să iese în societate și să arate că sunt copii de Dumnezeu. Tu ce ți-aduci aminte când stai la masa Domnului? Că trebuie să curezi cartofii pentru pireu când mergi acasă. Că n-am scos fierul din priză, că mi-a călcat cămașa. Că nu știu, știți, diavolul e atât de șiret. Deseori vrea să deturneze imaginea oamenilor, privirea oamenilor de ceea ce e normal, de ceea ce ar trebui să gândească un om. O aducere aminte a ceea ce a făcut Hristos pentru noi. A suportat stâlpul ăla rușinii, o bătaie cruntă ca noi să avem viață. Mi l-am imaginat pe Iisus în momentul în care mai lua câte o lovitură, bă, gemeai de durere vrând nevrând și la un moment dat te durea, bă, nu mai putea, iară primeai o lovitură, bă, dar nu mai pot și primeai din nou lovitură, omenește, ți-ar fi venit să cedezi, dar poate Iisus și-a aducea aminte, stai un pic, a fost Ghețimaniu mai devreme și în Ghețimaniu am promis că voia Tatălui se va face, mai rezist și vinea din nou o lovitură și din nou o lovitură. Vei sta la masa Domnului și vreau să subliniez aspectul ăsta în această dimineață, cât de profund pot eu. Să-ți aduci aminte că stâlpul ăla rușinii a fost suportat ca noi să rămânem cu demnitate. Loviturile au fost ca eu să nu le mai iau. Foarte ciudat la Gabata, că la Gabata Hristos în Ghețimani acceptă voia Tatălui și la Gabata ia bătaie. Mai apoi îl dezbracă de haina lui,
de haina dintr-un singur fir, impecabilă, frumoasă, întreținută, și îl îmbracă într-o haină stacojie. Era batjocura care se aducea celor care erau acolo bătuți și răstigniți. O haină care era impecabilă, ascultați-mă, Hristos, într-o simplitate impecabilă. Cu o haină dintr-un singur fir, imaginați-vă-L pe Iisus Hristos, ieșa pe străzile din cetate, îmbrăcat impecabil, simplu, frumos, elegant, într-un mod extraordinar și dintr-o dată, din haina aia extraordinară, cu o haină plină de pete, stacojie, ca un sac de rafie care îl tragi pe tine și spui, bă, stați un pic, lăsați-mi haina. Nu. S-a dezbrăcat de sine, s-a dezbrăcat de haina aia, ca să înțelegem că noi putem fi îmbrăcați în toată splendoarea lui Iisus Hristos, pe care a avut-o, dacă vreți, când trecea printre oameni. Știți ce ziceau oamenii? Cu adevărat acesta este Hristosul. Când noi îmbrăcați cu putere din partea lui Dumnezeu trecem printre oameni, oamenii trebuie să spună cu adevărat ăștia sunt copiii lui Dumnezeu. Dacă să poți să spună asta, tu trebuie să primești viață. Iar când stai să primești viață, să-ți aduci aminte că Iisus a trecut și pe la Gabata și a luat bătaie. A fost îmbrăcat cu acea haină. O continua, dacă vreți, după batjocura îmbrăcării, cu una de spin care simboliza un dispreț. Ce ești împărat? Da, ia cunună. Pentru că Hristos a suferit la Gabata disprețul ca noi să nu avem parte de dispreț. O continua, dacă vreți, după disprețul ăsta, o umilire cruntă. Trestia în cap, bătaia cu trestia în cap, era o umilire. Când stai la masa Domnului cu bucățica de azimă și cu rodul viței, să-ți aduci aminte, ca tu să ai viață, Hristos a fost umilit. Ca pe tine mai apoi, diavolul să nu te mai poată umili. A fost batjocorit ca tu să nu fii la bătaia de joc a diavolului, să ai viață. Și când ai viață din Hristos, diavolul nu-și mai poate bate joc de tine. Că tu spui, eu sunt al lui Dumnezeu, sunt acelui atotputernic, e viață din viața lui în mine. Gabata a fost locul umilinței. A venit Via Dolorosa, un lemn de aproximativ 60 de kilograme, care a trebuit să fie dus, o suliță care îl împungea mai tot timpul. Cu siguranță în neputința umană, Hristos, Biblia nu vorbește de asta, dar e ușor de dedus, în neputința umană, căzut poate pe jos, praful de acolo adunat, rănile deja produse, toate astea, ca eu și cu dumneavoastră să avem viață. Mai apoi de la Gabata, Domnul ajunge la Golgota. Și ascultați-mă. La Golgota, vede acolo niște cuie de vreo 18 cm. Unde intră alea? Te înțăp cu acu și pui două plasturi, două leucoplaste. Și bă, m-am tăiat. Imaginați-vă, deseori luăm asta prea ușor. O suferință atât de profundă, o luăm poate uneori prea ușor. Mi-am propus ca în dimineața asta, cât de profund pot eu, să vă duc cu mintea la ceea ce a trăit Hristos, ca în momentul în care stați la cină, toate secvențele astea, să vă treacă prin minte, să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Cu ele alea de 18 centimetri, în mâini, în picioare, agonia de pe cruce. Unii spun că o sta 6 ore. Să stai 6 ore, să curgă sânge din tine, să agonizezi omenește și cu toate astea să produci istorie acolo într-un mod formidabil. Și acolo la Golgota, în toate chinurile alea, să-ți aduci aminte că atunci când vine viață din Hristos în tine, vei face ceea ce a făcut Hristos. Tată, iartă-i! Tată, nu le ține în seamă!
Tu stai la cina Domnului și parte trebuie să-ți aduci aminte, bă, Hristos m-a iertat, a murit pentru mine, a spălat vina păcatului meu, a suferit pentru mine umilința și eu nu pot să trec peste o chestie atât de ciudată, simplă și parcă nesemnificativă în comparație cu cerul lui Dumnezeu. Să poți să spui, Doamne, am nevoie de viață din viața Ta, că și eu trebuie să iert. Am nevoie de viață din viața Ta, că și eu trebuie să uit. Am nevoie de viață din viața Ta, că și eu trebuie să iubesc. O, marele har e că facem asta fără piroane. Facem asta fără palme. Facem asta fără trestie. Facem asta fără cununa de spini. Facem asta fără oamenii care te trădează, cum l-a trădeat Iuda. Facem asta poate fără ca cineva să își numere beneficiul dezavantajului nostru în dreptul lui. Pentru că, dragii mei, la Golgota Hristos a scris o istorie formidabilă, cu toate că a trăit niște momente de chin extrem de mari. Când stai la masa Domnului, adu-ți aminte, momentele alea de suferință au fost pentru noi. Stăm la masa Domnului în fiecare lună, auzim aceleași predici, auzim aceleași texte, auzim aceeași direcție dată în mesaje. În schimb, viața e din ce în ce mai puțin schimbată. Hristos a murit pentru noi, a mai lăsat o jertfă binecuvântată, un model de urmat, ca și noi să facem ca și El. Și în dimineața aceasta la Efrata, Hristos mai vrea să mai lase viață în viețile noastre. Pentru asta e nevoie de oamenii care să-și aducă aminte. O, umilința e ca eu să trăiesc cu demnitate. Batjocurile de la Gabata au fost ca eu să nu mă las batjocorii de diavolul. Piroanele alea au fost ca firea mea pământească să fie răstignită și să pot să o țintuiesc pentru totdeauna, să pot să fiu liber alături de un Dumnezeu suveran. Oh, de n-ar fi fost Golgota, de n-ar fi fost acceptarea voii lui Dumnezeu, creștinismul ar fi arătat altfel. Chinuiala noastră ar fi fost mult mai mare. Eforturile noastre, am fi filozofat și am fi încercat să găsim soluția, cum să ajungem în cer, cam care e metoda, cu ce merem, cum ajungem, și poate am fi trăit vieți lungi și n-am fi reușit să găsim rețeta. Dar e simplu, exact, e foarte simplu. Adu-ți aminte de măreața lucrare a lui Hristos, adu-ți aminte de Ghețimane, adu-ți aminte de Gabata, adu-ți aminte de Golgota, tu și eu trebuia să fim acolo. Noi trebuia să suferim și să fim umiliți. Dar iată ce mare har, că și Hristos a acceptat voia Tatălui. Mai apoi, după Golgota, Hristos ajunge în mormânt. Știți foarte bine. Piatra aia de vreo 2 tone, ba mai mult sigiliu roman. Știți ce, una din lecțiile frumoase pe care Hristos a vrut să le dea prin momentele de la mormânt? Diavolul o jubilat diavolul. Atât de bucuros era, bă, ziceam, învins. S-a întâmplat ceva care noi deținem controlul pentru moment. Piatra aia în care a fost provălită peste gura mormântului, sigiliul roman pe care n-aveai voie să-l rupi, nu exista. Cei care păzeau acolo, păzeau cu prețul vieții. Ei sau cel din mormânt. Nu exista o altă variantă oficială. Parcă avem imaginea aia, de aici nu se mai poate. E legat Hristos, e limitat, mai mult de atât nu s-a mai putut face nimic. În schimb, partea extrem de frumoasă e că, dincolo de sigiliu roman, dincolo de piatra aia mare, era un Iisus Hristos care continua să lucreze. Nu care a stat 3 zile degeaba, știți ce zice Biblia? În timp ce Domnul era în mormânt, El a coborât în locuința morților să vestească Evanghelia celor din timpul lui Noe. A coborât Hristos și le-a spus, oameni buni, ați murit? Habar n-aveți ce pierdeți, aveți posibilitatea unei întoarceri, că Evanghelia e vestea bună. Imaginați-vă că în locuința morților s-a făcut evanghelizare.
Că locuința morților s-o fi făcut chemare la pocăință. Care vrea să vină în față? Nu știu, că locuința morților Hristos striga: aveți șansa să vă câștigați veșnicia, aveți șansa să fiți în cer împreună cu Dumnezeu. Omenești, el lucra acolo, el revigora pe ei, resuscita, bă, haideți că ați murit și voi ca niște, hai, că se poate. Dar afară totul părea închis pentru totdeauna. Afară totul părea sigiliu, romanii, piatra, ăia care păzeau. Pentru că Hristos a vrut să ne spună că acolo unde este El, lucrurile nu trebuie să rămână așa cum par. Pentru că atunci când vine viață din Hristos și coboară Hristos, lucrurile nu trebuie să rămână așa cum par. O, am auzit oameni care au spus, știi, la noi în casă e dezastru, nu-l mai iubesc. N-o duce-mă, pe cine te-o pus să-l iei? Nu-l mai iubesc, nu-l mai iubesc, serios. Bun, știi ce pare acolo? După poate vorbe grele aruncate și situații încurcate, pare un blocaj pentru totdeauna, un mormânt sigilat. Și la un moment dat au și învățat unii expresii de genul, voi începe un alt capitol, serios mă, deci că tu scrii capitolele în viață. Viața mea de aici va prinde, hai mă, serios, pentru că ești mort, pentru că nu-i Hristos în tine, că dacă lași pe Hristos, El lucrează acolo, pe din afară pare că totul e dezastru, pe din afară pare că totul e un capitol închis, că nu se mai poate face nimic, dar e Hristos în interior care lucrează și mai apoi poate Dumnezeu să-ți arate că dincolo de ceea ce se vede, mai poate Dumnezeu să mai transforme, mai poate Dumnezeu să mai revigoreze. Uitați, noi avem aici în biserica noastră soră care n-are soț întors la Domnul, îi cunosc lacrimile, mi-a spus, am stat de vorbă de câteva ori, mi-a spus, uite, îmi doresc ca soțul meu să fie întors la Dumnezeu, îmi doresc să-l văd aici în biserică. O, Dumnezeu care acum, dacă stai și te uiți, dacă stai de vorbă cu El, dacă îți povestește, îți va spune că nu există nicio șansă, mereți bă voi cu pornirile voastre. Ei, eu care cred în puterea lui Hristos, care l-a înviat pe El dintre cei morți, știu că acolo în interiorul Lui Dumnezeu poate să schimbe și oamenii la care nu te-ai așteptai, vezi, poți vedea prăbușiți în pocăința lor. Pentru că mormântul sigilat preț de câteva zile, asta vrea să ne transmită, nu e ce pare unde e Hristos. Că deseori apare în casă cearta și oamenii trebuie să înțeleagă aspectul ăsta. Dumnezeu coboară, pune viață și ceea ce pare un dezastru se transformă într-o binecuvântare extraordinară. Știți ce a spus la fratele Ion Furdui? Că l-ați cunoscut în urmă cu două duminici când l-am scos aici în față? Când ne-am dus și l-am botezat acasă, i-am spus, e în scaun cu rotile. Nu se poate ridica. Și în scaun cu rotile stă greu. Și apreciez ori de câte ori îl văd în biserică. I-am spus, frate Ion, în contextul ăsta, medicii își fac treaba lor, îi respectăm, îi iubim. O meserie excepțională. Dar dincolo de un medic care poate să-și spună părerea sau ce a învățat, există un Dumnezeu care mai poate să mai lase scaune cu rotile goale. Știți de ce mulți nu mai cred asta? Că nu mai au viață. Știți de ce multe ori punem etichete pe câte o situație și spunem gata, aia așa moare? Pentru că deseori nu mai avem viață. Păi stat alții s-au uitat la mormântul ăla, au zis, cine mai iasă de aici, mă? Viața lui nu mai iasă. Nici o șansă. Cum să ieși de aici? Pentru că, dragii mei, când stai la masa Domnului și îți aduci aminte de mormânt, care preț de câteva zile a fost sigilat și închis, dar mai apoi apare frumoasa înviere, apare gloria lui Dumnezeu. Știți că de la mormânt în glorie, pentru că atunci când înțelegi că-și Hristos care dă viață dincolo de ceea ce pare închis pentru totdeauna, poate să aducă măreața glorie, stai și îți aduci aminte la masa Domnului de măreața lucrare și de atot puternicia lui Dumnezeu, că tot s-a început dimineața asta cu puterea lui Dumnezeu. Și apare gloria. Pentru că atunci când stai la masa Domnului, Domnul vrea să-ți aduci aminte că mulți oameni au vrut să cucerească lumea. Poți să-ți aduci aminte. Adu-ți aminte de toți care știi tu. Adu-ți aminte de Napoleon. Adu-ți aminte de Hitler. Te poți gândi un pic pe la Putin în generația asta.
Adu-ți aminte la de ăștia care cred că vor și pot să cucerească. Nici unul nu vor putea să cucerească moartea. În urmă cu 3 săptămâni eram în Italia cu Sami. Bă, și ne-am întâlnit în aeroport, am mers, ne-am întâlnit din nou, că am fost în 2 biserici diferite, ne-am întâlnit din nou în aeroport și am prins un eveniment istoric, eu cu el în Italia. Cred că eram până în aeroport când a murit Berlusconi. Bă, stai, un moment istoric, bă, ziceai că ăla nu mai moare niciodată. Bă, și-o lungi viața cât de mult a putut el. Și era mic, eu copil, Berlusconi, în floarea politicii lui. Știți cum mă gândeam în mintea mea? Ăsta e anticristul, cred că. Și tot scria despre el tot felul. Bă, ăsta ce putere de ține, Italia, putere europeană. Tare, mă gândeam, bă, ce tare Berlusconi. Îți dai seama ce om puternic. Ăsta o să ne îngroapă pe toți, m-am gândit eu. Vezi de treabă. Nu a cucerit nici Berlusconi moartea. Singurul care a cucerit moartea rămâne Iisus Hristos, glorificat să-i fie numele. Și când stai la masa Domnului, tu trebuie să te gândești că dincolo ceea ce părea că nu se mai poate face nimic, din mormântul sigilat cu piatra prăvălită, se ridică Fiul lui Dumnezeu să-ți mai spună că acolo unde e viață, din viața Lui, lucrurile prind viață. Generația noastră mai are nevoie de viață. Generația noastră mai are nevoie de revigorare. Pentru că, dragii mei, în ultimul rând, după gloria lui Dumnezeu, a fost ca să fie grațierea. Știți, în viață poți să mor nemântuit, dar nu o să mor neiubit. În viață poți să mor nemântuit, dar nu neiubit. Pentru că a venit grațierea lui Dumnezeu ca noi să avem viață veșnică. Dragii mei, am încercat să mergem pe la Ghețimani, ne-am dus la Gabata, am ajuns la Golgota, de la Golgota am putut să vedem un mormânt sigilat prins de câteva momente. Dar putem să fim conștienți că dincolo de nu se poate omenesc, există gloria revigoratoare a lui Dumnezeu. Ba, se poate. Și încă se poate într-un mod impecabil. Mai apoi avem parte de grațierea sfântă. Când stai la masa Domnului să-ți aduci aminte, ești aici cu bucățica de azimă în mână. Pentru că Hristos a adus și grațierea ta. Pentru că Hristos mai poate să mai transforme viața ta. Dar cum să nu-L iubești pe un astfel de Iisus? Dar cum să nu pui tot ce ai? Dar cum să nu-i spui, știi, iubirea mea pentru tine va fi pentru totdeauna? Eu cred că cele mai frumoase declarații pe care poate să le fac un om sunt alea din apa botezului. Au devenit așa niște generice, poate doar niște formule în mințile unora. Dar și cele mai profunde declarații pe care poate să le facă un om, până când îl vei sluji pe Iisus Hristos toată viața. La 35 de ani e tot toată viața. La 45 de ani e tot toată viața. La 60 de ani e tot toată viața. La 80 de ani e tot toată viața. Pentru că, dragii mei, Ghețimani, Gabata, Golgota, mormântul sigilat și apoi desigilat, învierea glorioasă și grațierea sfântă, toate sunt ca noi să avem viață. Vei sta la masa Domnului și repet încă o dată, vreau să rămână bine întipărit în mințile dumneavoastră, cu bucățica de azimă în mână și cu rodul viței. Ce o să-ți aduci aminte? Adu-ți aminte că stâlpul rușinii putea să fie al nostru. Că loviturile alea crunte trebuiau să fie a noastră. Că haina aia care te zgâria pe piele trebuia să fie a noastră. Că bătaia de joc, pe nedrept, trebuia să o luăm noi. Că poți să fii liber, cu inima înălțată spre un Dumnezeu care poate, dincolo de orice mormânt al generației noastre, indiferent dacă se numește mormântul certurilor, mormântul neajunsului, mormântul fricii,
mormântul relațiilor rupte, nu știu, puneți dumneavoastră ce vreți. Că dincolo de orice mormânt, unde vine viața lui Hristos, se găsește viața. Că mai apoi, gloria extraordinară, Doamne, ce atmosferă pe străzile Ierusalimului. Imaginați-vă pe Maria alergând. A înviat. Ce-i Maria? A înviat. Maria, stai un pic, nu te pripi. Nu, a înviat. Maria, nu. M-am întâlnit cu el în grădină. Rabuni, tu ești. Ai putut să mai revii de unde ai fost? După toată bătaia aia cruntă ai revenit? După toată rușinea aia mai ieși între oameni? După tot scuipatul ăla și după toate palmele alea ciudate, poți să le mai zici altora pace vouă? Da. Pentru că era Fiul lui Dumnezeu plin de viață. Atitudinile astea cuprind orice ființă în care coboară viața lui Hristos. Și acum scurt, ieși pe stradă în Făget, iei la Bistrița, te întâlnești la cafea dimineață și le spui celui de lângă tine, auzi, am o bucurie, bă, nu pot să te exprim, nu știu, aș face orice, vibrează ceva în inima mea, ce mă, ai câștigat ceva? Nu. Știi că o să vină ceva? Nu, zic, dar nu știu, vibrează ceva, ce? Bă, Iisus Hristos e în inima mea, ascultă-mă, e atât de bine. Știți că bucuria asta e molipsitoare? Mai sunt oameni care să mai transmită bucuria asta? Păi, de ce a venit bucuria asta peste tine? A înviat Hristos în inima mea. Ieri la biserică mi-a mai dat viață. O mai coborât viața divină. Să nu uiți de Ghețiman. Să nu uiți de Gabata. Să nu uiți de Golgota, să nu uiți de mormântul sigilat pentru o bucată de vreme și mai apoi că sigilul a fost rupt, că se poate. Să nu uiți de gloria lui Dumnezeu în care vrea să te așeze, de grațierea de care ai avut parte. Și așa să stăm la masa Domnului în dimineața asta. Vă invit să ne ridicăm în picioare împreună. Și o să vreau să cântăm spre gloria lui Dumnezeu. Și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, te iubesc. O, Ghețimaniul ăla atât de greu a fost și pentru mine. Să-i spui lui Dumnezeu în dimineața asta, Doamne, te iubesc, că la Gabata m-ai purtat și pe mine în inimă. Doamne, te iubesc pentru faptul că la Golgota, sub agonia aia dură, te-ai rugat și pentru mine. Doamne, te iubesc că n-ai rămas în mormânt. Te-ai ridicat, ai învins moartea, singurul care a învins moartea. Ai învins moartea și după cum moartea a venit în lume printr-un singur om și învierea vine prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta învierea divină, viață din viața lui Dumnezeu mai poate să mai cuprindă inimile noastre. Și când stai la masa Domnului, viața divină să-ți mai cuprindă ființa.